mare este Domnul meu. Ce bun este Domnul meu, e plin de bunătate și bogat în toate, așa este Domnul meu. E plin de blândețe, har și frumusețe, așa este. Împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu prea iubit. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat din moș strămoș, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Am zis într-o adunare, ce bateți din picioare, parcă sunteți la sala de dans aici? Și păstorul și sărit în picioare să-și apere caprele. Că așa e acum. Caprele-s distrate în adunări, caprele-s apărate și oile plâng și suspină și se uită, Doamne, vii într-o zi. Doamne, se va mai întâmpla ceva cu noi? Va mai veni biruința? Sau rămâne acoperiți de ocară? Se va mai vedea că Tu ești Dumnezeu și că nimeni nu e altul ca Tine? Nu-i așa? Nu la toate cerurile răspunde Dumnezeu. Sunt lucruri care sunt rânduite să le purtăm aici, să suspinăm pe podul pământului, ca să ne fie dor de o împărăție veșnică. Sunt surori care se adună la adunare să-și prezinte moda, silueta, părul, podoaba capilară. Și păstorii stau legați la gură de dragul că-i mare turma, nu-i așa? Și n-are nimeni autoritate să strige în poporul lui Dumnezeu. N-are nimeni tăria să se ridice împotriva rătăcirii. Câți predicatori azi nu-și apără familiile și nelegiuirea din casele lor? Și am dat îndrăzneala să spun că ăla nu-i pentru Domnul adunat. Să fii pentru Domnul adunat înseamnă când suspină El din cer, să suspini și tu. Când îl doare pe El că-i calcată Evanghelia în picioare, să te doară și pe tine. Nu-i așa? Nu tu să râzi când El îi batjocorit. Nu tu să te simți bine când nelegiuiții și oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu și n-au nimic comun cu Dumnezeu fac spectacole în adunări.
Și aș vrea să spun, frați și surori, că sunt situații în vremea aceasta, în adunări, în care ar trebui să se ia poziție, în care ar trebui să deschidem ochii, ne plângem că nu-i putere, că nu-i propășire și este adevărat, dar legăturile străine și lucrurile străine sunt în poporul lui Dumnezeu intrate cât se poate de tare. Nu-i așa? Cât se poate de tare și am vrea izbăvirea să fie de undeva din văzduh, din cer, să coboare. Dar noi suntem legați și încurcați în lucruri pe care noi le-am legat, pe care noi le-am încurcat, pe care noi le-am băgat în biserici. Și acum zicem, Doamne, vină și descurcă-ne. Spuneam, cred că și anii trecuți, am spus despre lucrările astea care se fac așa la îngrop, prin biserici, botezuri cu Duhul Sfânt, cu sutele, îi declarăm anual botezați cu Duhul Sfânt, când te uiți, nu corespunde roada. Biblia spune, ori faceți pomul bun și rodul bun, ori, nu? Adică dacă Duhul Sfânt lucrează în viața mea și în viața ta, asta trebuie să se vadă, nu? Dar cine are Duhul lui Dumnezeu, trebuie să aducă roadă după voia lui Dumnezeu și trebuie să se vadă în viața lui călăuzirea Duhului. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Există lucruri pe care trebuie să le ieșim înainte și trebuie să o sândite sub călăuzirea Duhului. De exemplu, nu scrie nicăieri în Biblie că computerul cu internetul este icoana fiarei din Apocalipsa. Ați găsit că scrie undeva în Biblie? Dar Duhul pe care l-a pus Dumnezeu în noi, asta ne spune. Și eu întreb, cât să se încurcați în toată treaba asta? Cu grămada și strigăm în adunare, dezleagă-ne, Doamne, că noi ne-am legat bine. Nu? Dezleagă-ne, Doamne, descurcă-ne, Doamne, dă-ne lumină, Doamne, că noi ne-am legat la ochi bine și ne-am încurcat și casele, și familiile, și copiii, și, Doamne, descurcă-ne dacă se poate. Câte familii nu sunt curcate în lucrurile astea? Și noi zicem, Doamne, trezește-ne în adunare, dar n-ar trebui să ne trezim noi? Amin. Doamne, scoate vase de lucru în adunare. Pentru ce s-o da Dumnezeu copiii? Să-i faci prim ministri? Și vreau să spun în seara asta, Dumnezeu să ne dea putere ca lui Gedeon, să descurcăm lucrurile din casele noastre și să dărâmăm altarele străine, și să scoatem afară Dumnezeii străini, să ne smerim și să-L chemăm pe Cel care poate să facă lucruri mult mai mult decât credem noi sau decât cerem noi, lăudat să fie numele Lui. Și de la o zi la alta, bisericile noastre se umplă de orchestre, de fanfare, de grupuri, și bisericile ajung un fel de sală de spectacole unde se etalează talentele, unde fiecare își arată cu ce instrument știe să cânte, oameni care, dacă îi cunoști în viața particulară, unii din ei nu le au deloc cu pocăința și totuși, în piese importante, în orchestre, în fanfare, mai există rătăcirea asta intrată în poporul lui Dumnezeu și mai ales a celor ce conduc bisericile, să le dăm de lucru la tineri, există sloganul acesta care circulă prin biserici, să le dăm de lucru la tineri ca să nu ne dea ei de lucru. Că dacă îi pui fluier în mână, el își și pocăiește când cântă. Ferească Dumnezeu să spui la o soră tânără să se îmbrace cumva, că nu mai vine la adunare. Și conducătorii, ca să fie oameni care să mângâie, să îmbărbăteze de dragul oamenilor, i-o lăsa pe tăți cum vor și cum așa, și zicem, Doamne, suntem încurcați și nu mai știm de unde să o luăm, nu se mai aude nimic în adunare, nu mai avem descoperiri de la Dumnezeu, nu mai avem cuvânt de la Dumnezeu, suntem ca la sala de spectacol în adunare. Și vreau să zic în noaptea asta, Dumnezeule, și vreau să spun cu toată îndrăzneala în seara asta, este lucrarea lui Anticrist chiar în biserici și chiar prin mâinile fraților se face de multe ori. Pentru că lucrăm cu ochii închiși
lucrăm fără călăuzire, lucrăm fără să-L cunoaștem pe Dumnezeu, le luăm pe toate de-a valma și ne bucurăm că avem orchestre, că avem fanfare, că avem oameni școlarizați, că avem toate lucrurile. Și când pe partea cealaltă ne plângem, nu-i putere, nu-i biruință, nu-i izbăvire, nu-i răspuns. Oameni care programează predici de luni de zile și pun întrebarea în seara asta, de unde știi de o lună de zile ce vrea să vorbească Dumnezeu peste o lună? Și auzi, mi-am propus să vorbesc, mă tem să-mi propun să vorbesc, că ar trebui să știm ce vrea El. Dar ceea ce ne stă în față, fraților, surorilor, ceea ce scrie Apocalipsa este redat clar și deslușit, că cine îl va avea pe Dumnezeu în el va rămâne doar în picioare. Amin. Nu cei care știu să cânte despre Dumnezeu și n-au nimic comun cu Dumnezeu. Nu cei care știu să predice din Scriptură și n-au nimic comun cu Dumnezeu. Totul e o artă teatrală, totul e o invenție din înțelepciunea oamenilor, din școli și din tot felul de lucruri. Nu-i așa? De la un an la altul, biserici întregi, pline de orchestre și de fanfare. Și eu când îi văd pe frați, că zicem, mulțumim Domnului că și la noi s-a înființat. Flagelul ăsta merge de la un capăt al țării până la celălalt. Și învățători puși bine la punct ne bagă aștia în biserici. Și vor să ne convingă că Domnul e acolo unde e multă gălăgie și activitate, dar unde lipsește spiritualitatea și frica de Dumnezeu, nu-i așa? Nu-i Domnul acolo. Nu-i Domnul acolo, nu mă puteți convinge. Dar astea sunt lucruri care se întâmplă azi în poporul lui Dumnezeu. Astea sunt încurcături la care noi ar trebui să deosebim duhurile și să ne luptăm pentru o credință dată Sfinților odată pentru totdeauna. Amin. Să scoți idolii din casa ta, dumnezeii străini, lucrurile în care te-ai încurcat și care îți mănâncă puterea și care n-ai lumină ce trebuie să faci, nu? Nu să te duci la alții, că la alții suntem specialiști. Gedeon a fost trimis la el acasă, că centru și capitala la idol era la tată sau acasă. S-a zis, du-te și dărâmă altarul lui Baal, care e al tatălui tău, și stâlpul sfânt care e închinat acolo, dărâmă-le de la tine de acasă și începe reforma. Și Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin. Nu poți să trezești pe alții până nu te-ai trezit tu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Nu tot sta pe bancă și fii spectator și comentator în adunare și tot spui nu-i putere și nu merge lucrarea și Domnul nu lucrează. Descurcă casa ta măcar. Amin. Și scoate-i din lațurile în care i-ai băgat. Și să se audă rugăciunea din casa ta, măcar într-o cetate.